Camera de gardă a Spitalului Matei Balș la amiază. Mai multe salvări au adus pacienți în stare gravă, iar în sala de așteptare stau la rând bolnavi care trebuie să fie văzuți de un medic, printre ei și un copil de 11 ani. Coadă de ambulanță, coadă de pacienți și, bineînțeles, paturi nu mai sunt. Încercăm deja să inițiem tratamentul din camera de gardă cu cât mai rapid posibil ca să nu existe probleme. Încercăm să-i conectăm la oxigen imediat ce au venit și imediat ce ne dăm seama că au nevoie de oxigen. Și cu toate astea vă dați seama că în continuare ne este greu. Adică după un an de muncă, în continuare avem probleme și ne este greu, pentru că fluxul de pacienți este foarte mare. Medicii recunosc că în ciuda eforturilor lor, din cauza numărului mare de pacienți, timpii de așteptare pot fi uneori mari. Fiecare pacient este consultat și sunt făcute analize, EKG și un computer tomograf. Zilnic, prin camera de gardă a Institutului Matei Balș, trec peste 200 de bolnavi de COVID-19. Mi-a fost rău, am făcut test și acum trebuie să fac un EKG și raze la plămân. Ce simptome ați avut? Febră până la 38 și dureri în gât puternice. Cei în stare mai bună pleacă acasă, ceilalți rămân internați în măsura în care sunt locuri disponibile. De obicei, seara, toate cele 200 de locuri din spital sunt ocupate. Sunt și pacienți tineri cu forme severe. Provin de tulpina din Marea Britanie și aici este o caracteristică. Nu înseamnă că cei care sunt vulnerabili, adică persoanele în vârstă și cu afecțiuni cronice, nu sunt de asemenea predispuși. În general, ei fac de obicei forme severe, forme critice. Vă e frig? Dacă vă e frig, avem și o pătură aici, da? Bine. În cele mai aglomerate zile, prin camera de gardă de la Matei Balș au trecut și 300-350 de pacienți. Medicii se așteaptă însă ca presiunea să crească și mai mult. Cred că următoarele două luni vor fi grele. Sper că diferența fie făcută de numărul celor care se vaccinează, pentru că persoanele vulnerabile, în general, au fost vaccinate într-un procent destul de mare. Chiar înainte să plecăm din camera de gardă a Spitalului Matei Balș, în fața au mai parcat trei ambulanțe ale SMURD. Din lipsă de locuri, unul dintre pacienți a fost redirecționat spre un alt spital. Imagini ca acestea nu vezi doar la Matei Balș. Camerele de gardă de la Institutul Marius Nasta sau de la Victor Babeș sunt la fel de aglomerate. Din camera de urgență a Institutului Matei Balș pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu.